Această a doua ediție își propune în primul rând să consolidăm evenimentul. El a fost un eveniment cu un impact și cu un răsunet important deja de la prima ediție. Acum ne dorim să consolidăm poziția acestui eveniment, să consolidăm parteneriatele deja stabilite la prima ediție și desigur să le extindem. Și sigur că ceea ce ne propunem este ca timp de o lună Timișoara să devină capitala artei contemporane, cel puțin pentru România, dacă nu chiar pentru această regiune. Așa este. Cred că toată lumea înțelege că dincolo de a organiza evenimente în 2021 trebuie să reușim să atragem un public, atât publicul local, cât și musafirii pe care sperăm să-i avem în oraș în acel an. Și așa cum și candidatura Timișoarei și-a propus, de acum până în 2021 avem această muncă de depus de a atrage lumea către cultură, de a atrage lumea care deja e în zona culturală către diversele forme de exprimare culturale. Și sigur că Art Encounter își propune să își joace rolul, mai ales cu privire la arta vizuală și arta contemporană în mod special, atât în relație cu copiii, cu adolescenții, dar și cu publicul adult, care credem că, dacă își va lua un pic de timp să exploreze ce înseamnă arta contemporană, va descoperi un univers foarte interesant. Da, eu cred, și aici e o credință personală, cred că arta contemporană, în ciuda ceea ce poate crede lumea, nu e o artă elitistă. Este o artă pe care oricine poate să o priceapă, chiar dacă poate are nevoie de un pic de introducere la ceea ce înseamnă arta contemporană, o artă care lasă poate esteticul pe un plan secundar și e mai preocupată de problemele societății, de probleme culturale, sociale, economice și așa mai departe. Și de aceea cred că e un domeniu care poate fi deschis unui public larg. Ne-am încercat și cred că am reușit și în prima ediție, inclusiv prin locațiile pe care le alegem, să trezim curiozitatea publicului să vină să vadă clădiri pe care altfel nu le-a văzut, nu le-a accesat, să aducem arta în drumul cetățeanului, punând-o în spațiu public sau văzând-o pe banere mari în întreg orașul, pentru că am vrea să fie un eveniment de care Timișoara să se poată bucura, dincolo de scena artistică românească pe care încercăm să o invităm și să o aducem la Timișoara ca un fel de bună gazdă, precum și specialiști internaționali, curatori din muzee internaționale, jurnaliști străini, care știm că vor veni ca să vadă ce poate să facă arta contemporană românească în acest moment. Internaționali invitați sunt toți artiști de renume internațional, poate nu pentru publicul cel mai larg, dar cu siguranță pentru pentru scena de artă contemporană internațională. Artiștii români vor fi prezenți, atât cei deja bine cunoscuți, cum ar fi expoziția de la Muzeul de Artă de care ați auzit, nume bine cunoscute și în Timișoara și în țară, dar și un număr mare de artiști foarte tineri, care chiar dacă încă nu spun multe, suntem convinși că o parte din ei peste 10 sau 20 de ani vor fi nume relevante pentru scena de artă românească, dar și pentru cea internațională. Mulți dintre ei prezenți la bienale internaționale importante și la expoziții din muzee, unii dintre ei chiar cu lucrări în colecții importante în muzee precum Tate Modern la Londra sau Pompidou la Paris și așa mai departe. Deci da, va fi o ediție cu niște artiști de avangardă, de vârf, din punct de vedere al artei pe care o creează. Vedeți, în istorie orașele s-au dezvoltat acolo unde oamenii au găsit resurse, că se chema apă, cărbune, orice. Astăzi, orașele devin ele însăși resurse și își creează resurse. Președintele României a acordat înaltul patronaj tocmai pentru că a văzut în această manifestare, prin parteneriatul pe care Fundația Art Encounters îl are cu primăria, un astfel de demers. Un oraș care își creează un nou metabolism, își creează noi resurse într-un nou secol în care fiecare localitate, dacă vrea să se dezvolte, va trebui să-și găsească resursele modernității. Din acest punct de vedere, Art Encounters, Bienala la ediția a doua,
este un astfel de demers care merită aplaudat. Acum, din câte s-a spus aici, există o astfel de relaționare și o solicitare de sprijin adresată, evident, organismului de specialitate, care este Ministerul Culturii. Altfel, acest proiect care se va repeta cu ediția 3 și ediția 4 în chiar anul Capitalei Culturale, bănuiesc că se va înscrie și în programarea bugetară pe care trebuie să o aibă și Timișoara, dar și guvernul pentru a sprijini Timișoara drept capitală culturală. Aici mă întorc la ceea ce spuneam. Sibiul este cunoscut prin festivalul de teatru și are acest festival un impact asupra economiei orașului. TIF-ul la Cluj generează un brand al orașului și iar există deja prime evaluări asupra impactului economic. Este de salutat că Timișoara a găsit această nișă, o nișă, așa e termenul, dar altfel este un spațiu important de manifestare pe care sunt absolut convins că orașul o va transforma într-o sursă de venituri, fie direct monetare, fie de prestigiu, care până la urmă se transformă în resurse economice.